Istoricul Ion Solcanu, membru al Academiei Oamenilor de Știință, specialist în arta medievală și fost senator, își va lansa duminică 27 noiembrie 2022 cea mai importantă și marcantă creație din cariera sa. Volumul Enciclopedie, Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri 2014-2020 cuprinde munca de aproximativ 3 ani de cercetare și dăruire a lui Ion Solcan, alături de alți 7 autori, fiind relatată evoluția societății românești în conflictul primului război mondial. Impresionantul demers științific inedit în istoriografia românească este structurat în 3 părți. Partea 1, bibliografie, cuprinde pe parcursul a 17 capitole cărțile de autor, edițiile de documente, memoriile, jurnalele, volumele, coordonate, articolele și studiile apărute în volume și reviste de specialitate în perioada 2014-2020, dedicate temei amintite. Au fost inventariate aproximativ 9.000 de titluri publicate atât în țară cât și în străinătate. Această enciclopedie s-a dorit și cred că a și reușit să marcheze efortul societății românești contemporane în omagierea eroilor de pe frontul primului război mondial, când noi ne-am confruntat, țara a fost ocupată, după cum bine se știe, de trupele germane, austro-ungare, de turci, trupele otomane, trupele din Bulgaria, astfel încât efortul militar al României a fost uluitor, uluitor de mare. După cum spuneam, lucrarea este de autor colectiv. Bibliografia, prima parte, însumează aproximativ 9.000 de voci, de poziții, deci inventariază volumele de autor, cărțile de autor, edițiile de documente, memorii, monografii de personalități, studii, articole publicate în țară și peste hotare și surprinde această primă parte de-a lungul a 17 capitole evoluția societății românești, a conflictului mondial, a primului război mondial și poziția României în cadrul acestui conflict. Cea de-a doua parte este intitulată Manifestări științifice dedicate războiului de întregire și Marii Uniri la centenar, fiind alcătuită din 4 capitole. Cea de-a treia și ultima parte relatează monumente și însemne comemorative aniversare închinate eroilor războiului de întregire și făuritorilor Marii Uniri, monumente inventariate după o amplă deplasare atât în țară cât și în străinătate. Lucrul efectiv a durat 3 ani împliniți. Aproape 4-5 luni de zile, însă a fost o muncă de concepție, pentru că am conceput lucrarea ca atare și după ce am conceput lucrarea și am găsit un sponsor care să sprijine financiar o asemenea întreprindere cu deplasări, cu documentări și așa mai departe, și apoi constituirea echipei, deci 4 luni de zile a fost munca de concepție pe care mi-am asumat-o eu și apoi am oferit-o colegilor dacă sunt de acord să se înhame la un asemenea demers științific. Au făcut-o cu drag și cu pasiune și ferește că le mulțumesc tuturor. Volumul este un modest omagiu adus întregului popor român care a împlinit idealul național. Lansarea cărții va avea loc duminică la ora 11 la Muzeul Unirii. Lucrarea va fi prezentată de academicianul profesor universitar dr. Victor Spinei, președintele secției de științe istorice și arheologie a Academiei Române și profesor universitar dr. Petronel Zahariuc de la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, moderatorul evenimentului fiind profesor universitar dr. Dumitru Vitcu.